puiulete! Nu știam că ai născut, felicitări! Da. Știți că un puiulete face pui, e pasăre puiulete. Ce e asta, băiat sau fetiță? Păi nu știu, să vedem. De fapt că, cred că e fetiță, că uite, stă ca noaptea nunții, vezi, cu picioarele în sus. Înseamnă da? Că e fată. A. Și plus că uite ce are între picioare, vezi? A, acolo e cel mai bun. De fapt, stai, uite, partea... Uite, așa și zborul, ful, 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 ful. Partea... Asta mi-o dai mie, da? Ah. A, toată mie. Puiuletele, îi place cu pâine să mănânce. Ah. Fundulețul de la găină, nu? Codița aceasta. Da, fundulețul. Uite ce îi place să mănânce. De ce îți place fundulețul ăla? Nu știu, pentru că e bun. E moale, e gustos, e ce cu el. Da, e bun. Bye. Îți dau ție fundul, n-ai nicio problemă. Eu nu vreau să mănânc așa ceva oricum. Felicitări. Să-ți trăiască, să fie sănătos. A. Sănătoasă, nu? Că e fetiță. Da. Și să fie deșteaptă. Să aibă succes în viață și de-astea. Da. Așa? Să-și găsească un băiat bun ca mine. Așa? Mulțumesc. O să-și găsească un băiat bun ca mine imediat, că o să ajungă la mine în bortă. Dar de ce ți-am lăsat pe masă? Da, tocmai chiar acum am observat, ăsta e semnul puiuletelui că trebuie să mă bărbiresc. Îmi pune aparatul aici. Da. Cum zicea cineva că avea o scroafă. Scroafă, da, și porc. Uh-huh. Femeia de porc, de. Și din când în când o mai ducea la porc să se mai joace cu el, că nu știu ce, era în neregulă dacă stătea așa nejucată, știi? Și o urca într-un căruț și o ducea la un porc, la mascul, să se joace cu el și după aia, știi cum se întâlnesc copiii, ca să joace. Numai că ăștia se întâlneau pentru alte motive, nu chiar ca să se joace. Așa, și scroafa în timp a învățat că de fiecare dată când o urca în căruț, o duce la porc, la distracție, știi, la joacă. Așa că într-o zi el a ieșit în curte și scroafa nicăieri, știi? Unde e asta? O caută bine când se uită, nu știu, în magazie sau nu știu pe unde s-a uitat. Scroafa se urcase singură deja în căruț. Știa deja că dacă se urcă acolo, o duce la porc. Deci a reținut și de data asta și-a exprimat dorința să vadă pe băiatul ei favorit. S-a urcat singură în căruț. Așa și puiulete. Deci și mie asta aici ca eu să știu că trebuie să mă bărbieresc. Da, mie îmi place ca motănelul să fie așa nebărbierit. Îți place să fie nebărbierit? Să fii bărbierit, măi. Să fiu bărbierit, nu nebărbierit, mă. Da. Mi s-a părut că ai zis că îți place să fiu bărbierit. Da, am zis, din greșeală. Să fie bărbierit, nu-mi place cu barbă. Da. Ne uităm la filme pentru adulți aici. Da? Ce? Cu veverițe care vorbesc. Suntem oameni serioși, ne uităm mai la filme serioase pentru adulți, la documentare, la emisiuni politice, la astea, nu. La Alvin și veverițele, nu? La animale care vorbesc. Nu? Nu ne uităm, da. Alvin și veverițele. Da, Naufragiații, că sunt mai multe filme. Da, pe Netflix. Asta este, cred că e al treilea, Naufragiații. Sunt pe insulă aici și sunt animale care vorbesc și nu ne plac filmele astea cu animăluțe care vorbesc. Da. Acum aștept să oprești, de-aia fac așa. Și motănelul arată mai bine fără barbă. Da, uite. Vedeți? Și fără muștață. Și da. Vedeți ce repede m-am bărbierit? Da, la ce... Bine, hai să savurăm. Să-mi iau doar mustața, să vedem că merge repede. Hai, așa. Ia. Te bărbierești în direct cum ar veni. Da, dar nu toată chestia, că durează un sfert de oră. Da, asta bănuiesc că într-un minut e gata, știi? Ia s-o pipăim? Nu, mai e. Mai e. Și restul îți mai faci după ce savurăm puiuțul ăsta. Teoretic, atunci să am răbdare, să mișc mai ușor, să fac cerculeațe.
Dar eu dau repede, iată odată... Păi vezi să nu te rănești, mă, pe față. Da, păi dacă dai foarte repede, te tragi de păr și după aia te ustură. Mm. Da, încerc să fac cât mai repede posibil, știi? Cum e, s-a luat mustața? Așa, da. Așa, da. Da, ne-a lăsat da. Doar bărbuța acum, așa. Da. Ce zici, îmi las barba așa doar aici, știi? Nu, nu, nu-mi zona place. Asta. Nu-mi place. Știi, ca să arăt ca o femeie noaptea nunții. Nu. Că unii își lasă barbă doar aici, știi? Și când te uiți la fața lor, vezi exact ce ai văzut la mireasă când a ajuns acasă și a dat jos de pe ea tot. Nu. Barba deci, practic, față de mireasă sunt ăia care au bărbuță doar așa și aici, știi? Da, nu, nu, nu. Cei care au barbă mie nu-mi plac. Da, și numai bine, că gura, pentru că seamănă cu ce are mireasa, dacă o ții așa, e perfect, știi? Așa, și cum are și bărbuța în jurul, e perfect! Bine, bye! Da, curios care a venit moda lui Caragiale cu păr pe față, cu, știi, cu barbă, cu astea. În sfârșit, după nu. Hainele rupte, de când le cumperi, ce puteam să mă mai aștept decât să revină și moda de acum 100 de ani, când aveau bărbi și de-astea. Da, nu e faină, mie nu-mi place barba. Da, ciudată, moda e ciudată rău. Așa e, da. Practic, oamenii parcă vor să arate cât mai urât, în loc să arate cât mai bine. Cât mai îngrijiți, da. Cu barbă, cu haine rupte, cu ghiare ca de animale. Da. Și femei cu unghii lungi, cu... Păpușa, animalele au ghiare, că au nevoie de ele să sape, să omoare alte animale, să-și sfâșie prada, să... Ghearele sunt un semn de inferioritate, de animal. Unghiile trebuie îngrijite, nu trebuie să arate ca și cum ai fi în pădure. Da. În sfârșit. Bine, bye! Miam, miam!